La nordul țării vremea se va îmbunătăți, însă vor fi localități unde vor cădea ploi. Meteorologii promit cer înnorat. Pe timpul zilei, indicii termici vor oscila între 10 și 11 grade Celsius, iar pe timp de noapte, minimile vor fi de 4 grade. Și la sud, vremea promite a fi ploioasă. Ziua mercurul în termometre va urca până la 14 grade. Noaptea, valorile termice vor fi de 5-6 grade. Cerul va fi variabil și vor cădea ploi. În localitățile din centrul țării, cerul va fi parțial noros și se vor înregistra precipitații. Cei care vor scăpa de ploi sunt locuitorii din raionul Hâncești. Ziua, maximele vor fi de 13 grade, iar noaptea până la 5 grade. La Chișinău, cerul va fi variabil, însă pare să scăpăm de precipitații. Sinopticienii spun că vom avea cel mult 12 grade pe timp de zi, iar noaptea indicele termic va fi de 5 grade. Peste granițe va fi posomorât și vor cădea ploi. În plină primăvară la Moscova, sinopticienii promit lapoviță și descărcări electrice.